Soiu, investiții sau pensii mărite? Eu cred că nu vom... Părerea mea este că nu vom avea de niciunele. Câțu e speriat de această creștere. Situația economică a țării nu este cea mai bună, ba dimpotrivă. Datoria publică a crescut, deficitele comerciale s-au adâncit, ne împrumutăm foarte des pentru a ne achita alte datorii, nu pentru investiții. Ori împrumuturile acestea dese vor duce la o creștere a dobânzii în viitor. Deci cu alte... Iar capacitatea de revenire la buget, de colectarea taxelor și impozitelor, ne situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Deci, domnul Radu Tudor, dați-mi o speranță, iar aritmetica lui Țiței, că nu putem să-i facem... e adevărat că la nivel politic ea devine foarte flexibilă, până când oamenii își dau votul și apoi o să-ți rupă părul din cap. Cresc alimentele la produsele de bază. A început să crească prețurile. Prețul benzinei. Deci toate se vor scumpi. Păi prețul benzinei a și scăzut, normal să-și revină. Nu, dar aici e un lucru de spus, scuzați-mă doar o secundă pentru un lucru de spus. Orice majorare sub 20-25% înseamnă de fapt o tăiere de pensii. Deci cu alte cuvinte, ce vreau să spun? Să dea Dumnezeu, mi-aș dori, am spus-o de un milion de ori, să avem pensii cum au elvețienii, domne. Sau suedezii. Dar, domne, da, atâta timp cât revenirile la buget sunt reduse, de unde să mai faci investiții? Oamenii trebuie să din trăiască. Din împrumuturi, domnul. Păi stați puțin, din împrumuturi plătim pensiile și salariile. Acestea în plată, nu putem să le mărim. Vedeți că ajungem într-o situație în care ne umplem de optimism. De optimism, da. Breaking news la Antena 3.